Astăzi, Consiliul Local al municipiului Drobeta-Turnu-Severin a fost convocat în ședință ordinară, unde au fost abordate mai multe subiecte importante de pe ordinea de zi. Primarul Marius Creciu a anunțat, printre altele, și faptul că au fost depuse proiecte importante prin PNRR pentru finanțare. În cadrul ședinței ordinare de astăzi au fost aprobate investiții importante pentru severineni, dar au fost discutate și proiecte care au în vedere aducerea tinerilor în orașul natal. Primarul Marius Creciu depune toate eforturile pentru a sprijini familiile tinere din Severin și de a le oferi un viitor cât mai sigur. Am depus astăzi primele proiecte pe PNRR, noua formă de finanțare, și vorbim despre liceul economic și două grădinițe, 7 și 20, valoarea proiectelor undeva pe la 18 milioane de lei, include de la reabilitarea interioară, atât a camerelor, a spațiilor, cât și reabilitarea exterioară, acoperiș și ferestre. Vorbim de reabilitarea rețelei termice, energetice, sanitare, proiecte complexe, proiecte care sperăm să fie finanțate. Noi depunem, imediat se deschide pe 1 aprilie, astăzi am aprobat depunerea lor. Sperăm că vom primi și finanțarea, dar noi suntem pregătiți. Printre acestea, creșterea alarmantă a prețurilor materialelor de construcție pune în dificultate proiectele aflate în desfășurare, în cadrul primăriei, fiind în nevoie de o mărire substanțială a bugetelor acestora. Din cauza faptului că au crescut foarte mult prețurile la materiale de construcție, am primit foarte multe cereri de la constructori să le mărim valoarea lucrărilor pe care le au. O parte a aprobat-o statul și a fost de acord, au înțeles, dar o parte a trebuit să punem noi de la primărie. Astăzi, de exemplu, am aprobat, dacă ați văzut, la școala Regele Mihai cu aproape 700.000 în plus, dintre care 400.000 de la stat, 300.000 de la primărie. Am vorbit astăzi despre ANL-uri. Există, și le transmit încă o dată colegilor consilieri, ANL-urile nu sunt proprietatea primăriei. Ele sunt proprietatea Agenției Naționale de Locuințe, noi le avem doar în administrare, ei decid când vând, ce locuințe vând, cu ce preț vând. Sunt lucruri care nu ne privesc pe noi. Ceea ce privește posibilitatea ca la unele locuințe, ANL-uri, proprietarii de drept să le închirieze, înțeleg că există și această problemă, nu atât de mare, dar trebuie să o analizăm și împreună cu comisia care va demara procedura de control să rezolvăm această problemă. De asemenea, un lucru extraordinar pentru severineni ar fi ca primăria să reușească să redobândească clădirea liceului Decebal. Astăzi am aprobat ca primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin să plătească o chirie către persoana care a câștigat prin instanță, prin retrocedare, proprietatea liceului Decebal, liceu în care funcționează, știți foarte bine, unitate de învățământ, locație în care sunt copii care învață și vor învăța și pe viitor. Noi ne dorim, și am avut și o discuție în Consiliul Local în ședința de astăzi, o primă discuție, ne dorim ca pe viitor să încercăm să redobândim în proprietatea primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin această unitate de învățământ, deoarece este una cu importanță mare pentru sistemul de învățământ, dar și pentru comunitate în general. Un alt proiect care a fost aprobat astăzi constă în reactualizarea tarifelor de vizitare a cetății medievale a Severinului. Deoarece se apropie sezonul estival, programul de funcționare a obiectului turistic se va mări. Primăria a făcut mai multe investiții semnificative în cadrul cetății și astfel biletul de intrare va fi de 10 lei.